Trimite o alertă pe pământ. Aleluia! Și iată în semnalul ei, nu este dat de om, nu este dat de făptură și nici de mâna omului. Și aceasta alertă mine de la înălțime, pentru ca poporul meu să se leagă de aici, din vale, mehelnie, dahor, ferharie, desnești. Și iată, în privegia voastră, fiecare să vă înspăimânta și vă spune acesta este Domnul. Dar tu rămâi pe stâncă, aleluia, pentru că, iată, picioarele tale se vor duce în urma mea și îți vor vedea lucrările, pentru că, iată, vine un timp și o vreme când plânsul, răcnetul și bocetul va bate în poarta fiecăruia. În seara aceasta îți vorbește Domnul, mi-a ieșit înainte cu lacrimi și chiar în locul acesta sunt suflete care mi-a spus lucrarea mea la îndoială. Sunt aici, lucrez, am lucrat și voi lucra. Meher, dar rope de peste mereu. Pentru că cea să vreau în vremea aceasta scurtă să-mi strâng pășunea și iată apa mea să fie mai puțină ca altădată. Pentru că și vine vremea când mulți care în vremea aceasta se dau ei Dumnezei să-i trimit în țărână și să mă înalțe sunt stăpâni. Elei, divohor, marnai, dumneavoastră! Pentru că vine cântărirea și multe suflete va trebui să cunoască ca Nebucadnețar că sunt Dumnezeu oștirilor. Pe carne mediu, m-am coborât să aduc viața, m-am coborât în seara aceasta să aduc tămăduirea. Pe lor n-a ieri de la anului, la snibera mulederi, ca puietul care s-aude. Nu-i departe de mine astăzi, dar să-mi cunoști semnalele, pentru că ceată pentru cel care a trudit pe cărare, vin să-i dau putere să meargă înainte, pentru că se vor scurta timpurile de părtășie și vor fi chiar numărate. Vine o altă lege, când vei căuta să dai mâna unul cu celălalt, să-ți îmbrățișezi, să săruți, pentru că-și vine o altă vreme, când cătunele, când beciurile, când nenorocirile vor bate în prag, ce te vei face, biserică? Astăzi este vremea când s-aduni împreună cu mine, pentru că, iată, ne tăiați împrejur, în dosul ușilor închise, pun legi și acestea se vor da în popor, pe legima ordini și a cei ce vor rămânea în dreptate, în adevăr și în sfințenie, vor birui până la sfârșit. Iar acei ce sunt ușor și pe cărarea lor m-au luat ca un om îndemânat, vor cădea și nu vor avea putere. Dar pentru voi care sunteți aici, va răsări soarele de pierii și biruința lui Iisus Hristos. Așa vorbește Domnul la mine.